siguranță există infectări în școală, în rândul elevilor și în rândul profesorilor. La fel de sigur este că media infectărilor în școală este mult sub media națională a infectărilor. De asemenea, aceste creșteri de 15 sau de 16 ori depinde la cele raportați. Raportați-le la iunie și o să vedeți că au crescut de sute de ori. Deci nu e corectă raportarea. În această săptămână avem o creștere de 23% infectări în rândul elevilor și o creștere de 23%, e o coincidență, în rândul angajaților. În săptămânile din urmă am avut dublări și chiar triplări. Uitați-vă, între 22 și 29 septembrie am crescut numărul de infectări de la 3400 la 8400, mai mult decât dublu. Iar în săptămâna asta doar cu 23%. Deci, din fericire, viteza de creștere a numărului de infectări a scăzut în această săptămână. Să pui semnul egal între toate aceste școli și să le treci pe toate otova, înseamnă irresponsabilitate și depășirea atribuțiilor legale. Și încă ceva. Sunt 270 de unități de învățământ, cu și fără personalitate juridică în Ilfov. Dacă voiai să faci o asemenea propunere, făceai frumos o anchetă epidemiologică în fiecare din aceste 270 de școli și îți fundamentai propunerea pe această anchetă epidemiologică. Prefectul județului Ilfov s-a exprimat foarte clar, el este pus acolo să respecte legea, legea nu permite formularea unei astfel de propuneri, pentru că dacă ne apucăm fiecare dintre noi să formulăm propuneri în afara cadrului legal, nu știu, cum ar fi eu ca ministru al educației, pe baza faptului că avem ora de religie în școală, să propun modificarea calendarului ortodox. Nu cred că este o variantă bună.